Bună seara! Mă numesc Stoica. Bună seara, stimați telespectatori! Mă numesc Stoica Mircea, sunt candidatul independent la funcția de primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a-mi prezenta candidatura și proiectele pe care vi le propun pentru a mă putea vota. Vreau să îmi prezint această candidatură în fața dumneavoastră pentru a ști pe cine trebuie să votați cu adevărat. De ce candidat independent și-am luat această hotărâre ca să candidez pentru acest post la funcția de primar al orașului Râmnicu-Vâlcea? Pentru că îmi doresc ca orașul Râmnicu-Vâlcea nu are nevoie de primari corupți, dezvoltarea acestui oraș nu se poate face pe corupție, viitorul orașului nu este corupția. Votați candidat independent Stoica Mircea la funcția de primar al orașului Râmnicu-Vâlcea pentru că știe și cunoaște greutățile cetățenilor acestui oraș. Primarul trebuie să fie un om corect, cinstit, să respecte angajamentele promise cetățenilor, să fie bine pregătit. Dacă v-ați săturat de actuala clasă politică, votați candidat independent, pentru, cum spuneam mai devreme, cunoaște și știe bine problemele cetățenilor. Programul meu electoral este un program realist pentru cetățeni, un program pe care îl pot realiza, și anume finalizarea proiectelor actuale începute, lucrărilor din centrul orașului, unde bine, foarte bine știți că această lucrare din centrul orașului, de fapt, este o groapă uriașă care nu se mai termină, pare că nu poate fi astupată niciodată. Piața Centrală, care la fel este tot așa nefinalizată, o lucrare începută de mult și nu se mai termină niciodată. Strandul din Ostroveni, iar o lucrare care nu se termină, a fost începută de mult și mai ales acum în timpul estival, când toată lumea va veni la strand, va fi un disconfort pe care trebuie să-l suporte cetățenii. Modernizarea arenelor Traian, iar un proiect care ni s-a promis de mult această modernizare a arenelor Traian, dar de fapt nu s-a făcut nimic la această probleme. Reabilitarea blocurilor, locuințelor de blocuri ale cetățenilor din Râmnicu-Vâlcea. O reabilitare la fel promisă, pe care nu s-a finalizat sau se finalizează foarte încet. Continuarea programului de protecție socială pentru pensionari și persoanele defavorizate. Și anume, intrarea gratuită la ștran, transportul în comun gratuit, acordarea de ajutoare financiare pentru încălzirea locuințelor pe timpul de iernii. Crearea de locuri de muncă, încă prin atragerea investitorilor străini, pentru atragerea investitorilor străini, încurajarea societăților să investească prin scutirea de punerea la dispoziție a pământurilor, scutirea de taxe pe impozitele pe clădiri și terenuri, punerea la dispoziție a terenurilor pentru desfășurarea activităților și utilizarea lor cu apă, gaze și curent pentru și drumurile de acces pentru a-și putea promova în liniște specialitatea la care ei vor să investească. Reabilitarea parcului Mircea cel Bătrân, extinderea de rețele de canalizare unde este nevoie nevoie în oraș, în cartierele limitrofe, Goranul, Ostroveni Sat, Căzănești și Copocelul. O altă problemă pe care vreau să o propun și așa voi face, nu voi mări taxele și impozitele pentru la primărie. Promovarea orașului ca oraș turistic, modernizarea infrastructurii. Când voi deveni primar, dacă voi fi votat, voi asfalta toate drumurile din municipiul Râmnicu-Vâlcea, deoarece această promisiune pe care ne-au făcut-o foștii primari și actualii primari nu s-a putut rezolva. Înnoirea parcului auto al lui ETA, cu achiziționarea de mașini noi pentru a putea
transporta în liniște și confort toți orașului, toți cetățenii orașului Râmnicu-Vâlcea. Extinderea sistemului de supraveghere video în oraș pentru a spori siguranța cetățenilor, pentru a preveni faptele de contravențiune. Gata? Spăgeam-i.